Doamnelor, domnilor, bună seara! Principalul jurnal de știri al zilei la Doto TV începe chiar acum. Eu sunt Ana Maria Gudu, haideți să urmărim împreună titlurile ediției. A început montarea parcometrelor la Constanța. Acestea reprezintă alternativa la plata parcării prin SMS, aplicația Constanța Parking cu card bancar sau prin tichete răzuibile. Unde vor fi amplasate și cât de ușor sunt de folosit, vă spunem la știri. Exerciții de război pe Dunăre. Marina militară și-a mutat navele fluviale la granița cu Ucraina, unde au loc manevre tactice. Imagini și detalii, imediat în jurnal. Forfotă mare pe plajele din Constanța. Angajații apelor române pregătesc suprafețele de nisip pentru vacanța de Paște și 1 mai. Ce așteptări au hotelierii de la sezonul de vacanțe 2022? Vă spunem în câteva momente. De săptămâna viitoare, constanțenii vor putea achita parcarea în oraș și cu bani cash sau cu cardul, nu doar prin SMS. Primele 14 parcometre au fost deja instalate pe Bulevardul Tomis, dar nu sunt încă funcționale. Alte 17 vor fi montate în zilele următoare. 1 mai este termenul autoimpus de autoritățile locale pentru ca toate cele 45 de parcometre să fie funcționale în Constanța și în stațiunea Mamaia. A început montarea parcometrelor în oraș. 14 dintre ele au fost montate pe Bulevardul Tomis, însă nu sunt încă funcționale. Până la data de 1 mai, toate cele 45 de parcometre vor deveni funcționale, astfel încât turiștii și constanțenii vor putea achita parcarea cu bani cash sau card. Parcometrele reprezintă alternativa la plata parcării prin SMS sau prin aplicația Constanța Parking online cu card bancar sau prin tichete răzuibile. Autoritățile spun că până la mijlocul lunii vor fi montate și puse în funcțiune 33 de automate electronice în zonele 0, 1 și 2. Alte 12 parcometre vor fi instalate și în stațiunea Mamaia și puse în funcțiune astfel încât să poată fi utilizate începând cu 1 mai, când va fi un val de turiști în zonă. Ieri au fost montate 14 parcometre, multe dintre ele pe Bulevardul Tomis, iar în cursul zilei de astăzi se va ajunge la încă 17 parcometre. Ele vor fi testate și puse în funcțiune până la sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare. Parcometrele vor deservi cele mai tranzitate zone ale orașului, dar și ale stațiunii Mamaia, astfel încât vom plăti 4 lei pentru o oră de parcare în zona 0, 3 lei pentru zona 1 și 1 leu pe oră pentru zona 2. Înțelegând utilitatea lor, parcometrele sunt o alternativă inspirată, sunt de părere constanțenii. Încă nu funcționează. Ați încercat? Da, acum încerc să descarc aplicația, pentru că mi-au spus că au 30 de minute gratuit. Cred că este o idee bună că sunt montate și putem și noi să plătim mult mai ușor. Le-am observat și sunt benefice, cred, pentru comunitate. Automatele electronice permit plata parcării în mod direct, iar modalitatea de fraudare a încasărilor este eliminată. Sunt acceptate bancnote, monede și card bancar contactless, iar parcometrele sunt independente energetic, fiind alimentate cu energie solară. 5 dintre ele pot chiar detecta gradul de poluare din zonă. Exerciții de război pe Dunăre. Marina militară și-a mutat navele fluviale la granița cu Ucraina, acolo unde au loc manevre tactice. 7 nave militare, 10 embarcațiuni rapide de asalt, infanteria marină și armata de uscat se antrenează pentru respingerea unui atac inamic din nordul țării. Exercițiile se desfășoară până mâine, iar navele de luptă patrulează pe Dunăre 24 de ore din 24. Infanteria marină și-a mutat câmpul de luptă pe Dunăre. Trupele de elită sunt transportate cu vedetele blindate și trebuie să ajungă pe uscat pentru a respinge un atac împotriva României. În acest moment, forțele aeroportate, parașutiștii inamicului și forțele aeromobile de pe elicoptere au fost debarcați pe aceste înălțimi. Va urma debarcarea și asaltul infanteriei marine în două valuri. 7 vedete fluviale cu tunuri și cu mitraliere antieriene sunt antrenate să țină la distanță orice atac venit dinspre granița de nord a țării noastre. Foc! Misiunea navelor militare este să întârzie cât pot de mult atacul inamic până la intrarea în lupta infanteriei. Marina fluvială este prima care intră în luptă cu avioanele și cu elicopterele sale. 47, prioritatea comandantului, respingerea inamicului aerian și lupta cu apa. Militarii exersează și procedurile pentru siguranța și îngrijirea soldaților răniți în atacuri. Răniți în sector Puntea Centru, sanitarul să intervină.
sarcina navei a fost preluată de altă navă, iar vedeta blindată și-a dus lupta cu apa și lupta cu focul, a remediat defecțiunile, a evacuat rănitul. Toate antrenamentele, toate exercițiile, toate misiunile și operațiile la care participăm sunt foarte importante pentru consolidarea și dezvoltarea deprinderilor militarilor din forțele navale române. Obiectivul principal al exercițiilor este consolidarea deprinderilor militarilor pentru executarea acțiunilor tactice de contracarare a unui desant aeromobil în condițiile amenințărilor de tip hibrid și cu riscuri de atac bacteriologic sau radionuclear. Intervenția geniștilor pe plaja din Sfântul Gheorghe. Aceștia au fost chemați să dezamorseze o grenadă dintr-un aruncător portabil. Grenada a fost observată de un localnic care a apelat imediat serviciul de urgență 112. Ministerul Apărării a precizat că este vorba despre o lovitură de aruncător de grenade, fără încărcătură de exploziv folosită pentru exerciții. Pentru neutralizarea acesteia, în misiune a fost trimisă o echipă de infanteriști marine ai forțelor navale, specializată în dezamorsarea dispozitivelor explozive. Echipa a plecat în jurul orei 15 de la Babadag către plaja din Sfântul Gheorghe cu două embarcațiuni rapide pe brațul Sfântul Gheorghe. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre muniție de exercițiu, o lovitură de AG-7 care ar fi fost adusă la mal de valuri. Cel mai probabil, dispozitivul ar fi fost folosit în timpul exercițiilor pe care Batalionul Infanterie Marină Babadag l-a efectuat recent în zonă. Noua operațiune a militarilor vine la scurt timp după ce la 70 de kilometri travers de Capomidia în Marea Neagră a fost descoperită și dezamorsată o mină marină de proveniență ucraineană. Ambasadorul Portugaliei în România a fost astăzi în vizită la Constanța. Diplomatul s-a întâlnit cu autoritățile și cu reprezentanții mediului de afaceri și a transmis constanțenilor un mesaj. Detalii mai târziu în jurnal. Au început pregătirile pentru sezonul estival care bate la ușă. Mai puțin de o lună a rămas până la sosirea turiștilor, iar pe plajele de la mare este deja forfotă. Se scot gardurile de stuf, se nivelează nisipul și se execută lucrări de ecologizare. Primii turiști sunt așteptați să sosească în stațiuni în vacanța de 1 mai. Utilajele de la Apele Române lucrează pe plaje încă de la primele ore ale dimineții. Muncitorii au fost repartizați pe sectoare și au misiunea ca până la deschiderea sezonului suprafețele de nisip să fie fără cusuri. Tronsonul 1 cuprinde plajele din Constanța, Mamaia, Năvodar și Midia. Tronsonul 2 se întinde între Eforie, Costine și Tuzla, iar tronsonul 3 cuprinde plajele din sud, între Olimp și Vama Veche. Se recuperează o parte din materiale care sunt bune și se trece la menajerea plajei pentru începerea noului sezon. Plajele sunt curățate manual de la lemn, metal, sticlă, plastic și alte deșeuri. Depozitele de scoică sunt eliminate, la fel și algele de la linia țărmului. Pe plaje este adus și nisip nou din depozitele Apelor Române. Acesta este descărcat în zonele în care a fost pulberat de vântul de peste iarnă și gardurile de protecție sunt îndepărtate, iar nisipul este nivelat pentru a nu exista dune. Intrăm pe igienizare manuală și mecanizată, nivelare, afânare suprafeței de plajă, pe zona de sud, unde am făcut dunele de nisip pentru a menține nisipul pe suprafața de plajă datorită eroziunii marine, facem și activitățile de nivelare a celor dune, astfel încât să putem să oferim operatorilor și turiștilor o suprafață de plajă corectă și calitativ și ca și suprafață. După finalizarea lucrărilor, plajele vor fi predate operatorilor care au contracte de închiriere cu ABADL. Rămâne însă o problemă. Exploatarea plajelor lărgite din Mamaia, deși până la deschiderea oficială a sezonului au mai rămas doar câteva săptămâni, nici până acum situația plajelor nu este clară. Operatorii își doresc să poată așeza șezlonguri și beach baruri pe ele, însă Apele Române încă mai caută soluții legale pentru acest lucru. Avem în acest moment garanția că se lucrează pentru ca soluțiile propuse de noi pentru această vară să poată să fie introduse, astfel încât turiștii Litoral 2022 să găsească pe plajele nou apărute în anul trecut și în mod special în zona stațiunii Mamaia, facilitățile și confortul de altă dată, facilități normale pe care orice turist le așteaptă în vacanța sa atunci când merge pe plajă. Este vorba
de șeslonguri, este vorba de umbrele, este vorba de posibilitatea de a ne cumpăra o înghețată sau, de ce nu, o bere rece. În stațiunea Mamaia a avut loc anul trecut un adevărat război al șezlongurilor. În buza mării, pe noile suprafețe de nisip, operatorii nu au avut voie să amenajeze nimic, ceea ce a stârnit furia multora dintre ei, care au și amenințat că vor rezilia contractele cu Apele Române. Lângă mal s-au putut bronza numai turiștii care au venit la plajă cu prosoape sau șezlongurile lor de acasă. Cum va arăta sezonul de vacanță estivală 2022 la malul mării, aflăm de la invitatul meu de la această oră, Cristian Bărhălescu, unul dintre cei mai cunoscuți agenți de turism din țară. Bună ziua și mulțumesc de invitație! Domnule Bărhălescu, numărăm zilele, orele, ne uităm în calendar și ne bucurăm că au rămas mai puțin de 2 săptămâni până la prima mini-vacanță, cea de Paște, dar imediat weekendul următor este 1 mai. Spuneți-ne cam care sunt previziunile pentru acest sezon estival. Sunt previziuni bune și asta o spun deja cifrele, deoarece în acest moment avem charterele aproape pline, foarte puține locuri mai sunt către destinațiile externe, când discutăm despre Egipt, Turcia, Grecia și chiar Bulgaria este foarte bine cotată. Iar eu consider că România va fi în continuare vedeta pentru că marea majoritate a românilor se duc spre România, se duc spre toate stațiunile turistice care oferă până la urmă experiențe pe perioada aceasta pascală. Așa este, despre România, de altfel aș fi vrut să discutăm, mai precis despre litoralul Mării Negre, pentru că suntem aici aproape de el. Spuneți-ne cam cum stăm la capitolul rezervări, oferte, ce preferă românii și străinii? Mă gândesc că vom avea și străini acest sezon estival. Foarte puțin străini și asta datorită situației de la vecini, pentru că asta cam așa se răsfrânge și asupra noastră informația cu războiul pe care îl avem alături. Da. Iar Dobrogea este ca și cum ar face parte din această zonă de conflict, odese la câțiva kilometri de noi. Și atunci trebuie să fim realiști, vom avea mai puțin în această perioadă. Sperăm ca de 1 mai, atunci când discutăm despre evenimente, despre petreceri care au loc de obicei în anii normali, știm din 2019 nu am mai avut așa ceva, și sperăm să reedităm aceste evenimente, să avem un 2022 deosebit, cu mulți turiști de 1 mai pe litoralul românesc. Altfel, pentru Paște, discutăm despre locațiile tradiționale de 3 și 4 stele, deschise și cele de 5 stele, care oferă condiții corecte, care au pachete de Paște și cu siguranță vom vedea turiști pe malul mării. Surpriza este că avem și ucraineni foarte mulți în zonă care vor face parte din peisaj și este bine ca de Paște să ne bucurăm împreună. Așa este, anul acesta este un an atipic în sensul că am scăpat în sfârșit de pandemie și ne așteptam. Și evident că dorința de a călători este atât de mare după 2 ani de stat în casă, dar iată, este războiul acum la granițele noastre și avem și foarte mulți refugiați ucraineni aici alături de noi care vor petrece și Paștele și 1 mai și vedem cum vor mai evolua lucrurile. Sperăm că nu va mai dura mult această situație tensionată. Ne așteptăm de 1 mai totuși să avem turiștii noștri clasici, cel puțin românii din toată țara, să vină pe litoral, în cluburile vestite de aici, la malul mării, și mă gândesc că și hotelurile sunt mare parte deschise, nu? Da, cu siguranță. Trebuie să fim siguri că în acest moment nu mai găsim locuri în Vama Veche. Știm că vârful de sezon pe Vama este în 1 mai și vom asista probabil și la o Mamaie foarte aglomerată, în special în zona cluburilor, care sunt pregătite să primească foarte mulți turiști. Apartamentele acolo sunt încăpătoare și de asemenea hotelurile din zona de Mamaia Nord, de 3-4 stele, sunt deschise și așteaptă să primească turiștii. Este o gură de aer pe care o primește turismul din România în acest moment și sperăm ca Delta să fie promovată corect în perioada următoare, pentru că până la urmă acolo este frica cea mai mare, fiind foarte aproape de Ucraina, dar destinația este safe. Ei merită să meargă în Delta.
Domnule Borhălescu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în jurnal. A fost domnul Cristian Borhălescu, un operator în turismul românesc. Continuăm acum cu alte știri. Vizită la nivel înalt astăzi în Constanța, ambasadorul Portugaliei la București, Teresa Macedo, s-a întâlnit cu autoritățile județene și reprezentanții mediului de afaceri. Excelența sa a acordat și un interviu în exclusivitate Doto TV, în care a vorbit despre investițiile pe care oamenii de afaceri portughezi le fac la malul mării, dar și despre consolidarea relațiilor bilaterale. Vizita excelenței sale face parte din programul internațional City Diplomacy 360, ce are ca obiectiv promovarea proiectelor și a oportunităților de dezvoltare economică, culturală, universitară, dar și din alte sectoare reprezentative pentru județul Constanța. Am venit aici pentru a-i convinge pe oamenii de afaceri, autoritățile locale și pe reprezentanții mediului academic și pe cercetători să-și unească forțele și să coopereze mai bine în construirea unei agende pentru mediu. În Constanța există de ceva timp investiții durabile portugheze, în special în domeniul agricol și al energiilor regenerabile. Părerea mea este că oamenii de afaceri portughezi își doresc să continue și să-și dezvolte și mai mult afacerile în zonă. La final aș vrea să vă spun o vorbă care și în română și în portugheză sună aproape la fel. Un kilo de carne, un litru de vin, nu moare de foame. Dansurile spectaculoase, mâncărurile gustoase și dragostea pentru păstrarea tradițiilor sunt transmise din generație în generație de grecii din Dobrogea. De mii de ani, comunitatea elenă din Dobrogea face din nou un exercițiu de generozitate și ne invită să le fim alături și celor aflați la nevoie. Detalii despre acest subiect ne aduce Roxana Cioacă, realizatorul emisiunii Echidistant. Bun găsit, Ana Maria, bun găsit tuturor! Miercuri 6 aprilie, începând cu ora 18, pe scena Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, tineri interpreți din țară își vor demonstra calitățile interpretative în fața unui juriu de specialiști. Concursul va fi deschis de elevii clasei de canto populare ai Centrului Cultural Județean Constanța Teodor Burada, sub îndrumarea doamnei profesor Elena Plătică. Iar joi, 7 aprilie, va avea loc gala laureaților și festivitatea de premiere. Fiecare dintre cele două seri ale celei de-a 25-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu se vor încheia cu recitalurile artiștilor Mioara Velicu, Veta Biriș, Zorina Bălan, Angelica Flutur, Nicolae Datcu, Constantin Lătărețu și Andrei Girel. Acompaniamentul muzical este asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist Brâulețul, condusă de dirijorul Cristian Obrejan, iar grupul de dansatori ai ansamblului condus de coregraf Ștefan Coman va prezenta publicului suite de dansuri reprezentative pentru diferite zone etnofolclorice ale țării. Despre acest festival vom discuta în această seară alături de dirijorul ansamblului folcloric profesionist Brâulețul, domnul Cristian Obrejan. Vă aștept așadar, începând cu ora 20, la Echidistant. Temperaturi în creștere în toată țara și în Dobrogea. Haideți să vedem ce ne spun meteorologii despre evoluția vremii în următoarele zile. Ziua de azi a debutat în Constanța cu cer senin și o temperatură plăcută de primăvară. Maxime de 15 grade au fost astăzi la prânz în Constanța, dar mâine vor fi ceva mai mici. Doar 11 grade vom avea în orașul de la malul mării și un cer complet acoperit. Nopțile se mențin destul de reci, undeva pe la 6-7 grade vom avea la noapte și în noaptea următoare. Vineri, în schimb, avem motive pentru a sărbători venirea la sfârșitului de săptămână, maximele vor urca până la 20 de grade și un cer senin cu soare din belșug. În Cernavodă, ca de obicei, este cel mai cald din întreaga regiune. Mercurul a indicat astăzi 22 de grade și soarele a fost prezent pe cer și generos în raze calde. Diferența mare de temperatură dintre zi și noapte se menține însă și aici. Așa se face că la noapte vor fi doar 6 grade în Cernavodă. Mâine vor fi aici ceva mai puține grade, 16 în termometre. În schimb, vineri se încălzește din nou, 24 de grade și mult soare. În Mangalia, zi cu soare astăzi și cu 17 grade la amiază în termometre, la noapte acestea vor arăta doar 6 grade. Pentru mâine, meteorologii anunță maxime în scădere față de astăzi de 11 grade Celsius și un cer înnorat pe deasupra. Ziua de vineri vine însă cu aceeași tendință de încălzire ca peste tot, numai puțin de 22 de grade și un soare puternic în Mangalia. Așadar, ne îndreptăm spre o primăvară tot mai decisă în Dobrogea, cel puțin pe finalul acestei săptămâni. Rămâne de văzut cum va evolua prognoza. Până atunci, să ne bucurăm de zile senine!
Știri din sport acum. Cătălina Ponor, constanțeanca multiplă campioană olimpică, va fi inclusă în International Gymnastics Hall of Fame. Aceasta este galeria mondială a stelelor gimnasticii. Instituția a anunțat că în 4 iunie, la cea de-a 25-a ceremonie anuală, 6 legendele acestui sport vor fi incluse în promoția 2022 la Petroleum Club din Oklahoma City. Între cele 6 staruri se numără și fosta mare gimnastă constanțeană Cătălina Ponor. Fosta sportivă, acum în vârstă de 34 de ani, ocupă un loc de frunte în istoria gimnasticii mondiale. Ea a fost medaliată de 5 ori la Jocurile Olimpice, iar în 2004, la Atena, a devenit triplă campioană olimpică. La 25 de ani, după o perioadă în care renunțase la activitatea competițională, Cătălina a revenit în forță și a obținut 5 medalii la europene și la Jocurile Olimpice. Cătălina Ponor este și cetățean de onoare al municipiului natal Constanța. Atacă europenele cu lănțișoare norocoase și cu ciocolată elvețiană. Naționala de volei junioară a României are turneul de calificare în weekend la Mioveni. Este deja clasată pe locul 6 la mondiale, dar micuțele jucătoare au și superstiții și talismane norocoase care să contribuie la succesul lor. Se antrenează intens. Meciurile de calificare la europene bat la ușă, iar tactica de joc și forma voleibalistelor sunt foarte importante. În afara antrenamentelor, fetele apelează și la mici ajutoare externe, cum ar fi purtarea la gât a unor lănțișoare aducătoare de noroc, spun ele. Talismanul acesta reprezintă un cadou de la tata, pe care l-am primit acum 5-6 ani și de atunci nu l-am mai dat jos de la gât și este norocul meu. Și aici am un trifoi și un I, care și trifoiul acesta împarte noroc. Mereu, indiferent de situație. În Egipt, în Mexic, la campionatele mondiale, la campionatele europene din Muntenegru, Cupa României, campionatele României. Dacă se vor califica la europene, româncile vor primi un cadou special de la capitanul echipei, Paula Partnoi, câștigătoarea Cupei Elveției cu Volero Zürich. Aceasta le-a promis multă ciocolată elvețiană. Ne-am adus, da, și ciocolată și ne-am adus niște stickere așa frumoase cu Elveția. Și dacă vă calificați la european, ciocolată? Vă dați seama, normal trebuie să fie ciocolată. A trebuit să zăbesc ceva și a trebuit să mă abțin de la ciocolată. Plecată în Elveția de la 17 ani, Paula recunoaște că cel mai greu i-a fost să lupte cu dorul de familie și de prieteni. Eu am două antrenamente și mereu când am pauză între ele, numai cu părinții și cu prietenii vorbesc. Chiar dacă acum toată atenția va fi pe turneul de la Mioveni, oficialii Federației Române de Volei nu au uitat de pierderea Alexiei Căruțașu în favoarea Turciei. În primul rând vom ataca regula în sine. Conform regulamentului actual, nu poate să se schimbe decât o singură dată federația de origine. Prima adversară națională a României va fi Slovacia vineri, o echipă pe care tricolorele au învins-o anul trecut în optim la campionatele mondiale cu scorul de 3-2. Sâmbătă jucăm cu Danemarca, iar duminică e programată partida Danemarca-Slovacia. Prima clasată se califică direct la turneul final al campionatului european, programat la Skopje, în Macedonia de Nord, în perioada 27 august-4 septembrie. Domnilor, domnilor, știrile serii la Toto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații ce pot deveni subiect de știre, ne puteți scrie la adresa noastră de e-mail redacția@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook Toto TV sau pe contul nostru de Instagram. Eu sunt Ana Maria Gudu, vă doresc o seară liniștită în continuare, dar ne revedem mâine la știri.